Astăzi, să știe, toată lumea este activă pe Facebook, pe Instagram și caută tot felul de oportunități ca prin intermediul acestor rețele de socializare să se promoveze, să își vândă fie imaginea, fie produsul. Așa că astăzi Facebook-ul și Instagram-ul au devenit mult mai importante și reprezintă ceva mult mai grandios, să zic așa, decât niște simple rețele de socializare pe care putem noi să le accesăm ca să facem cunoștință cu alți oameni și să ne împrietenim. Astăzi le putem utiliza într-un mod mult mai grandios, să zic așa, iar despre toate noutățile în materie de social media ne spune următorul nostru invitat, care este un adevărat guru, să zic așa, în ale acestui domeniu. Este vorba despre Dumitru Talmazan, pe care îl aștept lângă mine și care evident că are telefonul în mână, că altfel nu s-ar putea. Dumitru, salut! Salutare. Ce faci? Tot cu telefonul în mână? Ai filmat, ai făcut o poză, ce ai făcut? Facem o poză? Am făcut și o poză, minunat! Unde o să o postezi? Instagram, asta se meargă în Instagram, da. Bine, și dacă tot am făcut o poză și am ajuns la Instagram, pentru ce este Instagramul și pentru ce e făcut Facebook-ul? Că s-au cam schimbat regulile, parcă. Da, știi, rețele socializare spre binele nu știu cui, dar au devenit foarte populare. Și, în principiu, o problemă este că oamenii publică tot peste tot. Și ar fi o greșeală din perspectivă profesională, pentru că, de ce ți-am zis că în Instagram, oamenii în Instagram e o chestie, știi, care ții în palmă. Dar ce telefon frumos ai, ca să, ca să zic. Fain telefonul ăsta. Îl țin în palmă, da. Și se primește că dacă contentul tău pe care tu îl creezi este mai personalizat, este mai real, adică eu după ce o să ies, o să pun poza, oamenii să vadă unde am fost eu, este real-time connection, în care noi comunicăm cu utilizatorii care ne urmăresc, cu rudele și prietenii. Facebook-ul ar fi ceva mai business. Deci Facebook ar fi unde eu aș putea face un articol despre expertiză în social media, aș putea crea ceva mai greu ca informație. Respectiv, o regulă ar fi ca să ne știm audiența unde noi suntem și să creăm content adaptațional pentru fiecare audiență. Așa. Dumitru, spune-ne, cum vezi tu evoluția acestor rețele de socializare în timp și în ultimii ani? Ce era la început Facebook și Instagram și ce este acum? Noi avem privilegiu să instruim în domeniul ăsta și nu ne vine ușor, pentru că noi am fost la începuturi când asta era în Moldova, numai apărea. Din păcate, evoluția rețelei de socializare în ultimul an este exponențială. Adică dacă, știu eu, 2 ani în urmă, noi odată la jumătate de an, odată în an, vedeam ceva radical în schimbare, acum tehnologiile informaționale ne grăbesc cu pași foarte mari. Respectiv, trendul cel mai mare este inteligența artificială. Este elementul în care, din păcate, Facebook știe mai mult despre tine decât tu despre tine. El te știe pentru că el analizează big data, el analizează foarte, foarte, foarte multe date și el vede că tu, ca consumator, înainte să vezi postarea, stai 2 secunde după care clichezi și ca tine sunt încă 10 milioane de utilizatori și după ce eu clicat, eu cumpărat, înseamnă că dacă tu vei clica peste 10 secunde, cu probabilitate 99,9% vei cumpăra. Deci este predictibilitatea acțiunilor, smart intelligence, smart marketing, și momentul ăsta este important să vorbim, pentru că oamenii trebuie să aibă securitate bună. Repetăm o dată și celor de casă că avem, ok, nu business, avem pagina noastră personală și parola deseori e 4 de 1. Da, la unde trebuie? Sau ziua de naștere. Respectiv, asta e foarte rău. Rugămintea mea, doleanța mea este ca noi să avem un pic grijă ca de ușa de la casă. Nu o lești discuiată, mai ales în oraș sau când gardul e mic. Da? Respectiv, faci o parolă mai complicată, pentru că asta o să ne asigure pe noi că cei care o să consume în internet informații o să fie mai securizat, o să fie mai corect. Acum doar sunt revenit de câteva zile din Londra, de la o conferință de fraude cibernetice, și istoria era un pic tristă, tu știi? Pentru că la noi o să vină peste vreo 10 ani asta, nu vine, da, mai greu, că... da. Dar cei care călătoresc, nu vă conectați la Wi-Fi gratuit la aeroport.
De ce? De pentru ce? Că dacă te-ai conectat, ai observat că crocerii e-mail-ul și telefonul. Da. Da. Și deseori asta nu este Wi-Fi la aeroport, este pur și simplu numele, iar peste drum stă un băiețel cu așa un planșă care stochează toate datele. Și pe urmă compară e-mail-ul tău cu parola ziua de naștere, pentru că tu ai pus ziua de naștere. Și cel mai deseori parola ta ziua de naștere sau răspuns la întrebarea de unde ești. Dar cum crezi, plus 373, de unde ești? Da. Respectiv, combinația de date permite ca ei să facă fraude la nivel foarte mare. Deci securitatea în online, securitatea în digital, rugăm, solicităm, insistăm să aibă oameni grijă. Așa, și te rog, Dumitru, să ne mai spui, eu știu, trucuri din astea pe care noi le... Vin chiar acum de la o prezentare, o tabără de vară și publicul era vârsta 30 plus și întrebam, cunoașteți ce e TikTok? Tu știi ce e TikTok? Știu, e... Da, și nu știam. Eu știu că e pentru adolescenți, pentru copii. TikTok și mai sunt în rețele sociale. De ce aș vrea să menționez momentul ăsta? Este că părinții nu sunt acolo. Copiii sunt acolo pentru că acolo nu sunt părinții și ei pot face lucruri adeseori nu prea bune pentru că nu este controlul. Părinții au venit din adna clasnică, au venit în Facebook, din Facebook în Instagram. Din Instagram unii au migrat un pic în Twitter și un pic în LinkedIn și tânăra generație 16 plus, 16 minus, ei au nevoie de zona personală, ei sunt millennium. Da. Ei au nevoie de altă platformă care este pentru ei și generațiile Z și Y un pic frânează și ei nu înțeleg de ce e în creștere exponențială rețeaua asta de socializare. Părinților le-aș sugera să întrebe copiii dacă ei sunt acolo și dacă ei nu știi, nu se știe, este așa un truc, îi spui, de ce ai postat azi pe TikTok? Și el îmi spui, și atunci știi că e pe TikTok. Așa. Deci asta este pentru personal. Pentru afaceri, desigur că Facebook, Instagram este o platformă unde noi putem, știi, la 0,3 și 0,1 cent să arătăm video-ul nostru la o persoană. Este una din cele mai ieftine platforme în care o afacere, un startup, o afacere mică, nu are bugete, sute de mii de euro ca să înceapă activitatea. Avem evenimente, training-uri prin regiuni la bunici care împletesc și asociația din sat are pagină de Facebook, ea promovează aceste lucruri ca handmade și turiștii care vin, ei împart pe la stațiile turistice, adică este posibilitate. Un pic trebuie de pus mișcarea, imaginația și de învățat câteva skills-uri de bază, niște criterii importante, dar de fapt o platformă e una foarte conversională. Cu $50 pe lună o să te vadă 40.000 de oameni. Adică poți să faci treabă. Și pentru afaceri, deseori, este una din cele mai importante soluții. Așa. Apropo de afaceri și de bani, cât alocă companiile pentru promovare pe social media? Bine, poate nu ne dai o sumă, dar așa, ca nu, idee. Îți dau o direcție. În digital, în Republica Moldova, anual se cheltuie, după calculele care noi le-am făcut, peste 3 milioane de euro. Este bugetul de digital. Compania noastră administrează o parte bună din companii și bugetul nostru în diferite perioade, el poate fi de la 200.000 în sus, bugetul de promovare pe rețele de socializare pe an. Așa. Pe un an de zile. Respectiv, o afacere mică, mijlocie, cheltuie în jur de 100 de euro pe lună. Asta ar fi bugetul pe care îl dau lui fratele Zuckerberg. Și le arată publicitatea. Însă companiile mari se ridică de la 1000, 2, 3. Și cu cât mergi, sunt unele companii ale noastre care se promovează în extern. Cât mai departe de casa noastră, cu atât bugetul crește. Spre exemplu, în America, dacă noi promovăm un brand, fără 5-10.000 de euro nu te pornești. Adică pe lună. Pentru că tu nici nu intri în concurență în piața aceea. Piața e atât de mare, e atât de complexă, că tu, practic, dacă intri cu 500 de euro, pe tine nici nu se arăte. Adică, vorbeați acum de animalele de companie, da. Am promovat noi un brand de haine pentru câini. Așa. A fost tare nostru, pentru că haine pentru câini. Și promovam în parc. Adică ne ajungea buget de parc. Adică noi am pus o rază de un kilometru și sunt parcuri specializate pentru câini. Și acolo promovam produsele a unei cliente de noastră din Moldova care face hainele pentru câini și prin internet vinde în toată lumea. Așa. Cât de mult contează
domeniul din care vine clientul vostru și până la urmă pe ce se construiește o strategie de promovare pe marketing? Ce este cel mai important? Domeniul contează pentru că o să conteze bugetul. Concurența bugetului o să contează. Dacă tu vii din, nu știu, industria din construcții, din imobiliare, bugetele sunt foarte mari, concurența e foarte puternică. Pentru că check-ul e mare. Un apartament costă 60-70 de mii de euro. Respectiv, tu nu poți cu un dolar să cumpere un potențial client. Tu plătești mult. Mașinile, decizia să ia foarte lung timp. De aceea, când vorbești de strategie, ce-aș sugera, ceea ce noi ne conducem, este un lucru. Este așa o chestie ca perioada de decizie. De când prima oară ai văzut sau ți-a venit ideea, necesitatea, până iei decizia. Greșeala antreprenorilor este că ei când fac o campanie publicitară, cred că dacă au făcut publicitate, o să vină clientul. Asta nu e pâine. Nu azi îmi trebuie. Respectiv, mașina, eu pot să iau decizia și în 2 ani de zile. Și tu 2 ani de zile pe mine cu publicitate mă vei educa ca eu să o cumpăr de la tine sau apartamentul. Dar când vorbim de cumpărături emoționale, hai în Bulgaria pe 3 zile, acolo e decizia mai repede. Sau hai la un training, sau hai vino la noi, avem reducere, lichidare de stoc. Adică dependență de cine și cum consumă, creăm strategia. Și pe ce platformă? Anaclasnic e o platformă foarte bună pentru regiuni. E mega conversională. E mai greu să faci comunicare acolo, oamenii nu sunt receptivi să comenteze, să facă share, dar să le arăți informația, să informezi. Noi foarte multe proiecte, inclusiv naționale, le promovăm la nivel de, nu știu, cum este, programele de învățământ dual sau care sunt pentru rural, pentru colegii sau pentru școlile profesionale, în anaclasnici. Când noi vorbim de afaceri unde este tineret, asta este Instagram. 60% din Instagram e vârsta 18-35. Peste 700.000, ajungem, mi se pare, 600-700.000 de utilizatori în Instagram, 1.200.000 în Facebook, 900.000 în anaclasnici. Avem foarte multă audiență. Și ea crește. Ea crește exponențial pentru că are eficiență. Așa. Pe Facebook, de multe ori, politicienii, oamenii cu funcții importante în stat, postează comunicate de presă, tot felul de mesaje adresate cetățenilor. E utilă această abordare? Să te duci pe Facebook să vii cu mesaje importante? Eu m-aș duce chiar și în Instagram, tu știi? Poate, e părerea mea. Eu totuși cred că, indiferent de funcția pe care o deții, politic, chiar și dacă noi să atragem atenție un pic și la afacerile mari, câteodată ownerilor ies în față și comunică cu utilizatorii. Adică Steve Jobs, da, care cu iPhone, el întotdeauna ieșea pe scenă și prezenta produsul. Nu angajații. La noi business un pic se face că și ni șeful, exact. Nimeni nu-l vede. Exact, el umbră. Da, el umbră și sunt angajații, ei de servesc, ei iau și laudele și peste cap. Dar eu aș recomanda inclusiv persoanelor publice, director de companii mari, politicienilor, șefilor de stat. Dacă ai citit știrea în Statele Unite, pe Donald Trump l-a blocat în Twitter. Nu l-a blocat, dar juridicul ăsta, Constituția acolo le-a implementat, n-are dreptul să facă anumite acțiuni în Twitter. Adică o interzis președintelui pentru că ei era, cred că, activ. Dar ei ies în față și asta apropie. Exact. Deci rețelele socializare, mai ales cele de care ziceam că sunt la noi în palmă, 70% aproape de content se consumă din telefon. Asta e important să știi afacerile, pentru că site-urile noastre, comunicarea noastră să fie adaptată la mobil, la versiune mobil, la internet. Noi, din fericire, suntem o țară care avem internet 3G și Wi-Fi foarte mult, deci e ok asta. Și uite că companiile astea fac social communication, human touch-ul, apropierea. E fain ca, nu știu, emisiunea de azi sau backstage-ul, oamenii să vadă că aici sunt oameni, lucrează oameni în spate, este o echipă întreagă care muncește pentru asta. Și atunci elementul de produs devine mai aproape de oameni. Tu devii real, nu devii artificial. Și accesibil, da. Așa. Dumitru, ai menționat la începutul discuției noastre ceva interesant. Ai zis că rețelele de socializare au ajuns să fie foarte importante și populare și ai zis, nu știu, în beneficiu cui sau dacă e bine e rău. Da. Și vreau să ne spui așa un pic, poate, părerile tale mai personale la acest capitol. N-am ajuns noi să fim prea legați, prea conduși de aceste rețele. Era o informație că a fost interzis
să meargă femeile pe biciclete în timpuri. Era așa informație, gen nu se putea, era un tabu ca o doamnă să meargă pe biciclete. E aceeași chestie și cu rețelele socializare. Noi, din păcate, nu putem face nimic. Noi, ca oameni, ca țară, ca personalități, noi nu creăm. Noi suntem consumatori. Dacă vrei să faci o schimbare, trebuie să creezi o alternativă. Atât timp cât noi consumăm tot ce ține de platformele media care nu sunt create de noi, din păcate, o să trebuiască să ne conformăm. Pentru că noi am conformat și la televizor, și la radio, și la presă, și întotdeauna a fost pușungul ăsta că nu-i bine, că nu-i bine, că televizorul străcă ochii. Ca idee, da? Pe urmă, telefonul străcă ochii, tăt străcă ochii, dar oamenii continuați să uite, să citească și să urmărească. Respectiv, ideea este că, da, pe alocuri, ceea ce trebuie să știm, ce am spus la început, parolele, ce postăm. Nu mergem la mare, facem poză cu toată familia și spunem, noi suntem în Dubai. Adică, cu alte cuvinte, apartamentul nostru e liber. Adică, securizarea un pic trebuie să fie altfel. Nu postăm deseori în companii, angajații fac din selfie, iar pe spate stă tabelul financiar. Așa. Deci sunt detalii mici care noi putem un pic să le ajustăm ca să fim un pic mai securizați. Și ce ne așteaptă, ziceam, inteligența artificială, nano calculatorul care se creează și el o să poată procesa de mii de ori mai mult. În 3-5 ani ne așteaptă lucrul ăsta. Chiar de la MBA-ul care îl fac în Londra, acum am venit, despre asta se discută. Deja inteligența artificială, robot, pe noi la recepție ne-a întâmpinat galograma. Da, da, și poți să o pui în situație, dar nu, încă nu se descurcă foarte bine. Dar deja este. Îți răspunde, adică, da, îți răspunde, are logică, da, are logică, frânează, da, are logică. Respectiv, ne așteaptă un viitor foarte, un progres exponențial, adică nu, gen, ce o să întâmple pe 50 de ani? Nu, deja noi nu spunem așa, noi spunem ce o să întâmple pe 5-10 ani de zile. Și o să întâmple... Wow. Dumitru, mulțumim tare, tare mult. Eu mi-am pregătit așa alte întrebări, dar mă bucur că putem să discutăm așa mult mai relaxat și mai am o întrebare, o curiozitate. Spune. Pentru omul simplu, utilizatorul simplu, n-are afacere, n-are, nu se vrea influencer, e utilizator simplu de Instagram și Facebook. Așa. Cam ce trebuie el să posteze ca să prindă la public? Ca să adune acolo număr de like-uri, ca să-i mângâie orgoliu? Este trist este că dacă vrei să ai mulți followeri în Instagram, da, tu vrei să ai mulți followeri în Instagram, tu trebuie să trăiești o viață pe care nu pot trăi eu. Așa, ce bine ai și dacă, rezumat. Dar dacă trăiești o viață pe care eu pot trăi, atunci... Nu mi-ești interesant, nu te urmăresc. Nu. Asta e o regulă care, din păcate, trebuie să o recunoaștem și de atâta noi urmărim oameni care călătoresc, care Instagram e frumos, care merg pe mașini scumpe. De ce? Pentru că noi vrem să ne asociem cu succesul lor. Dar omul care e ca au trecut strada undeva la Sărata Galbenă, mâine mă duc încolo și îmi spune e rutiera. Așa. Și rețelele de socializare pentru oamenii în vârstă, sau mai bine zis, cum ar putea oamenii în vârstă să se integreze în întrebare această întrebare pentru ce? Pentru ce? Ei trăiesc. De obicei, rețelele de socializare se limitează la WhatsApp, Viber, Messenger, ca să comunici cu rudele. Sunt în adnăclasnic, este o castă parte de adnăclasnici, da. Care desigur că țin legătura cu colegii, dar eu nu cred că generația care deja o simțit viața asta trebuie să chinuie, pentru că într-adevăr e foarte multă informație. Am în training-uri 3 luni durează și sunt tineri care deja e greu să consumi informații. Deci tu, azi a apărut VR-ul, și mâine apare inteligența artificială, dar tu încă nu știi cum să te folosești calculatorul. Adică e foarte repede. De aceea nu cred că trebuie să ne punem întrebarea cum ei se adaptează. Ei sunt fericiți. Ce răspuns sincer. Mulțumim tare, tare mult, Dumitru, încă o dată pentru prezență. Te mai așteptăm. Mersi mult. Și succes în tot ceea ce faci.